Salutare, oameni buni, și am găsit aici la jocul recomandat de voi, de Mobile Legends, și am terminat tutorialul. Foarte stresant că nu-ți dă voie să dai skip în niciun fel de formă. E, free chest. Ok. Făcut level 5, interesant. Ah, hai să jucăm clasic. Brawl? Aparent încă n-am terminat tutorialul. Bla, 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 start. Bun, ce m-a apucat să mă juc așa, ce am observat, nu știu, momentan, în momentul de față, nu știu, cred că am jucat 4 meciuri sau 5. Bă, toate am câștigat, da, gen, am câștigat ușor. Ușor, la modul că am avut un meci, bine, știu că a fost de tutorial, dar gen, să-i scot în minutul 2, jumate, mi s-a părut super stupid. Choose your hero. Alpha sau zi... Asta? Că arată mai bine? Sper să fie ales bine. Încă nu știu toți eroii ce fac. Mișto arma și părul. Ok. În rest, față de celălalt, mi s-a părut mai simplificat. Celălalt. Ăsta oarecum mi s-a părut că lipsesc chestii. Încă... Sau... Nu... Cred că am deblocat, eu nu sunt sigur, trebuie să mă uit să văd dacă are mod de gemuri, că Masteries am văzut că are. Partea cu item-ul am văzut că e la fel de simplificat, e ușor de să-ți alegi spec-ul care vrei să joci, DPS, tank, așa, și, ia uite, Bane ăla zici că e Gangplank, Bruno zici că e Israel, Alisa aia nu știu ce vreau, nu prea-mi dau seama că sunt prea multe tipe în LOL. Așa... Hilda zici că e Nidale. Clint, Clint Eastwood, așa. Johnson nu știu ce vrea să fie și Balmon pare să fie un ex din Dota 2. Sau... Sau Darius. Așa. Buți? Bun. Hai să vedem cum se curgă meciul ăsta. Chestia care am observat-o, nu mai știu dacă la celălalt ai acești boscheți în care poți să faci hide cum faci la Dota și la LOL. Ăsta chiar s-a băgat între noi toți? Hai și la nostru acolo, am înțeles. Am început noi bine de data asta. Ce am observat e că lipsește vraja de heal față de celălalt joc. Ok. Avem execute. Spam killing spree. Timpul să ne dăm un pic back. Aha, ăla-i flash-ul. Da, diferă jocul, dar e cam aceeași chestie, nu știu, mi se pare să fie mai mult o chestie de preferințe, adică ce chef să joci. Mai amara! Așa. Să cred ce face ultima ta. Dacă tot mor... Măcar să fac kill. Attack, HP, armură, atac. De aici am văzut că pot să ieși eu din care pot să face spec-ul. Restul sunt ping-uri, nu știu, e foarte similar. Chiar, gen, aș vrea să vă întreb, să-mi lăsați în comentarii de ce îl preferați pe ăsta față de celălalt. Mie, momentul de față, nu că am jucat mai mult pe celălalt, dar mi se pare mai ok făcut decât ăsta. De exemplu, ăsta la început, prima oară când ai deschis jocul, mi-a făcut 6 sau 8 load-uri. Celălalt joc îmi face decât unul. Și m-a săcăit un pic chestia asta, să zic așa. Nu mai fugi că mă stresez. A, lol, aia face ultima ta. Păi bine, ăsta fuge că zici că e bot. Doamne. Așa. Na, dă tot lumine. Eu, s-a făcut mașinuță ăla. Păi și de ce stai pe loc?
Mai trebuie lifesteal, flicker. Execute. Ce stresant e range-ul. Băi, lasă-mă-n pace. Estoy muriendo. N-am mai murit. N-am reușit să scap. Am scăpat din nou. Cred că am 10 HP de ceva timp. Heal. Vă simt heal. Deci, ăsta pare să fie un melee tanky DPS. Un fel de Jarvan pare să fie. Physical attack, cool down reduction, unic passive, bloodthirsty. Ha. Brute force armură nu o să merge pe DPS pentru că momentan nu dăm suficient de tare. Vreau să le spar capul. 12 secunde până la resurrect. Bă, jocul nu-i rău, dar sunt atât de similare încât mi-e greu să-mi pronunțez. De exemplu ăsta, nici că era din Overwatch. Cu pistolul, pistolarul. Megri. Așa. Momentan îi batem destul de rău, 21-10. O să vedem. Da, că am atat. Și execute. Aoleu, cât slow. Ne batem. Te mor și pe tine. Ah! Bun. Hai să mai băgăm armură. Am up cu 3. Nu mă deranjează că mor. Mam. Iescu și rău, am murit. Mare și asta. Nu te duci vere. Uite-l pe ăsta aici. Cază de la heal. Bă, ăla-i bot. Se căs la tutorial, dar totuși. Bine, acum, na, mi se pare că joc cu player, nu cred că joc cu... Din ce văzusem acolo la logo, erau niște adrese de e-mail, ceea ce mi se pare foarte suspect. Mamă, că durează fight-ul cu ăsta. Parcă n-am damage. Absorb, serios. Mamă, și cât absorb. Dar de ce nu se mișcă? Ia FK. Am dat jumătate de oră în el. Wipeout. Mișto. Hai cu push. Timpul să mori. Așa. L-am prăjit și pe ăsta. Hai cu turnul. Rezist. Blink. Ia să-l atac pe ăsta. Da multiple. Execute. Mort. Hai să ne batem și cu fraierul ăsta, cu toate că trage de timp să reînvie, face ceva bun, dar cât crezi că le zici vere? Pe bune acum. Heal. Mersi. Nu mai avem mana în schimb. Mi-a dat heal. Încă stă în viață, lol. Puteai de heal. Mor. Nu era pe aici unde era de viață? Aici era. Runeca la lor pe partea dreaptă. Ăla-i pe godlike. Aș vrea să am multi. Încă puțin. Da, dă-i tu ping acolo, da. Cine crezi că face tower dive? Cu HP-ul ăsta. Am multi. Am murit, bun. Deci...
925 de magic. Deci aparent este cam tanky, numai că poți să faci teme de damage pe el. 30, 1000 HP și 20 armură încă pasivă. Pare mai bun ăsta. Critical Strike HP, Critical Strike. Destul de decent. Death Replay. Ce face mai mult damage pe mine. Înțeles. Aproape că i-am bătut. Surprinzător, acum la sfârșit, la ultimul turn de aici, au reușit să mai își facă și iteme și au reușit să țină mai bine push-ul nostru. În primele minute le-am picat turnul ăsta mult prea rapid, mi s-a părut prea simplu deja. Am crezut că o să câștigăm sub 5 minute și acum suntem în minutul 8. Ulti! Ne batem cu toată lumea! Bun. Ia mă omorâși pe ăștia. Mai departe. Aoleu, iară tankul ăsta. Ei, de data asta n-ai mai rezistat, vere. A murit lumea și ce-a făcut iteme. Hai repede cu baraca. Bun. Și ăsta a fost brawl-ul. Introducerea, să zic așa. Așa, bun. Ce-am câștigat? Random points, battle points. A luat ăsta MVP. Back. Treabă mai încolo. Nu mai vreau să joc acum brawl. Medal ce mai avem. Pro killer. Nu acum. Și avem aici level. Aici am văzut cum ar veni specurile și văd că sunt pe level. Level maxim aparent aici cel puțin e 20. Nu știu care e levelul încă maxim per cont. Dar cu punctele astea am văzut că poți face un level up destul de ok. Să le folosești în joc când ai nevoie. Dar cam acesta a fost jocul de azi. Cum am zis, lăsați-mi în comentarii de ce preferați jocul ăsta față de celălalt. Ce vi se pare atât de diferit? Și de ce îl favorizați, că am văzut că foarte mulți mi-ați recomandat jocul ăsta peste celălalt. Și acestea fi spuse, sper că v-a plăcut acest episod și până data următoare, la revedere! Pa, pa!